Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în apusul soarelui peste ziua celor 199 de mucenici, ucenici ai Sfântului Cuvios Nicon. În felul acesta, biserica omagează, de fapt, o mănăstire care s-a pus jertfă înaintea lui Dumnezeu pentru mărturisirea Mântuitorului Hristos și pentru mărturisirea trăirii în Hristos a Evangheliei sale. Există, în schimb, astăzi, în inima noastră și melancolia aceasta după întâlnirea cu lumea din jurul nostru. Astăzi, într-un fel sau altul, trecând de jumătatea postirii, ne gândim oarecum cu încurajare, cu nădejde și cu dragoste, motivându-ne în Hristos. Nu că mai e puțin până se ridică postul de la noi și ne bucurăm de înviere, ci că se apropie de noi învierea. Ca o ființă vie, ca un organism viu care se apropie de propria noastră viețuire. Cuvântul de astăzi începe minunat. E psalmul 67 din care citez: să se scoale Dumnezeu, să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cel ce-l urăsc pe dânsul, precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de la fața focului, așa să pere păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se veselească și să se bucure înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Da, știu, cei care mergeți la biserică știți că sunt minunatele rostiri în cele patru unghiuri ale Sfintei Mese din noaptea de înviere. Când auzim să se ridice, să se scoale Dumnezeu, să se risipească vrăjmașii lui, știm că, de fapt, ne referim la învierea Domnului Hristos, care în noaptea de înviere și apoi în toată săptămâna luminată este vestit așa, cădindu-se laturile și binecuvântând în Hristos bucuria aceasta a întâlnirii cu El. Suntem, de fapt, chemați în toată perioada aceasta a postirii să învățăm cuvântul acesta extrem de greu, dar extrem de binecuvântat. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui. Dumnezeu așează pe cei singurateci în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel cum pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de la fața Dumnezeului lui Israel. Simte, cum s-ar spune psalmistul, prezența lui Dumnezeu ca un cutremur, ca o prezență care poate birui natura și poate să o așeze la îndemâna omului. Dar și naturii umane îi se cuvine aceluiași cutremur și aceeași atenționare de zădărnicie atunci când ea nu se apropie, nu trăiește și nu se împlinește în Hristos. De fapt, psalmul acesta despre Hristos este, despre forța aceasta pe care Mântuitorul nostru o poate dărui sufletelor noastre când zăpada de pe Selmon ne albește sufletele, ajutându-le să se pocăiască, să se apropie de nemurire în modul acesta binecuvântat al învierii. Mâine este o nouă zi.